De amplificarea fraților. Și pentru început să vedem practic fenomenul de amplificare, așa numit. Ce este amplificarea fraților? Pentru asta să dăm următoarea definiție. Zicem definiție. A amplifica. O fracție ordinară. Cu un număr natural. Deci, a amplifica o fracție ordinară cu un număr natural diferit de 0 înseamnă a înmulți numărătorul, înseamnă a mulți numărătorul și numitorul fracției ordinare cu numărul dat. Și acum să vedem notația. Avem o fracție asupra B și vrem să o amplificăm cu un număr L. Vom scrie aici în dreapta sus, în stânga sus, numărul L, care se numește număr cu care amplificăm sau amplificator. Conform definiției, pentru ca fracția asupra B să o amplific cu M, eu trebuie să iau numărătorul A să-l înmulțesc cu M și numitorul B să-l înmulțesc cu M. Deci va fi egal, și zicem linie de fracție, cu A ori M supra B ori M. Da? Deci așa se notează o fracție A supra B care se amplifică cu M. Se scrie aici o paranteză și se scrie M, da? Care este amplificator. Și ca operație avem de făcut A ori M supra B ori M. Da? Și acum să vedem exemple. Să presupunem că avem fracția 2 supra 3 și vrem să o amplificăm cu 4. Păi avem de făcut egal cu 2 ori 4 supra 3 ori 4. 2 ori 4 vine 8. 3 ori 4 vine 12. Da? Un alt exemplu. Să zicem că avem fracția 3 supra 5 și vrem să o amplificăm cu 2. Nu o să mai scriu practic înmulțirea, facem direct 3 ori 2, adică 6, supra 5 ori 2, adică 10. Da? Iată deci ce este o amplificare de fracție. Însă, de ce facem amplificări de fracție? Și zicem, punctul 2 al lecției,
De ce se amplifică fracțiile? Păi, primul lucru care vreau să-l vedeți, să vedem o amplificare. Să zicem că avem fracția 1 pe 2 și o amplificăm cu 2. Ce rezultă în urma amplificării? Cât rezultă? Ce fracție va rezulta? 2 supra 4. Ia să ne ducem aminte cât era o doime dintr-un întreg. Să zicem o doime dintr-un dreptunghi. Să desenăm o doime din dreptunghi. Dar să desenăm și două pătrimi rezultatul amplificării din dreptunghi. Păi, mai țineți minte cum făceam o doime din dreptunghi? Păi luam un dreptunghi, nu? Împărțeam în câte părți mi arată numitorul, adică împărțeam în două părți. Și din cele două părți se lua o singură parte câte mi arăta numărătorul. Și aici hașuram o parte, nu? Iată cum arată o doime din dreptunghi. Hai să luăm două pătrimi din același dreptunghi. Păi de data asta împărțim dreptunghiul în 4. Hai să-l împărțim în 2 și celelalte jumătăți tot în 2. Și am patru părți egale în care am împărțit dreptunghiul, câte mi-arată numitorul de aici, da? Și vom hașura câte arată numărătorul. Vom hașura două părți. Vedeți ce se întâmplă aici? Cantitățile prin care eu am hașurat sunt la fel. Deci, orică am hașurat o doime din dreptunghi, orică hașurez două pătrimi din dreptunghi, de fapt, eu am hașurat aceeași cantitate, nu? Asta înseamnă că 1 pe 2 și 2 pe 4 îmi exprimă aceeași cantitate. De fapt, eu prin acest procedeu am obținut o altă fracție care este echivalentă cu fracția dată. Da? Și să scriem această observație foarte importantă. În urma amplificării fracțiilor, în urma amplificării fracțiilor, se obține o altă fracție, se obține o altă fracție ce este echivalentă cu fracția dată. Deci iată de ce amplificăm o fracție. Amplificăm în general pentru a obține fracții echivalente cu fracția dată. Fracțiile echivalente sunt fracții care exprimă aceeași cantitate, aceeași bucată din întreg sau aceleași bucăți din mai mulți întregi. Nu este obligatoriu să avem o fracție subunitară cum am avut la 1 pe 2. Putem avea și fracții supraunitare, da? Deci dacă luăm, de exemplu, fracția 3 pe 2 și amplificăm cu 3. El vine 3 ori 3, 9, supra 2 ori 3, 6. 9 pe 6. Da? Aici avem două fracții echivalente. Dar mai știți cum reține, cum recunoașteți ușor fracțiile echivalente? Păi facem produsele, înmulțim pe diagonal. 3 ori 6, 18. Și 2 ori 9, 18. Iată
procedeul prin care noi recunoaștem că ceea ce am obținut este corect. Da? Urmărim să fie produsul, da, miezilor, cum o să ziceți voi prin clasa 6-a, și produsul extremilor. Da? Dar noi de aici nu ne interesează că 3 și 6 sunt extrem și 9 și 2 sunt miez. Ne interesează ca produsul 3 ori 6 să fie egal cu 9 ori 2. Da? Deci urmărim ca amplificarea, asta e și o probă la o, adică pentru amplificarea noastră. Da? Deci A supra B egal cu C supra D, dacă și numai dacă, A ori D egal cu B ori C. Da, să scriem această observație legată de amplificare. Și de faptul că obținem niște fracții echivalente cu fracția dată, fracții echivalente în care ele exprimă aceeași cantitate. Asta mă interesează foarte mult, să vedeți că atunci când desenez două fracții echivalente dintr-un dreptunghi, dintr-un cerc, da? Eu de fapt exprim aceeași parte din întreg. Oricam jumătate, oricam două pătrimi, îs la fel. Vom vedea că operația de amplificare ne va ajuta în viitor și pentru a face operații de adunare de fracții, dar sau de scădere de fracții. Atunci când vom trece la operație, va fi foarte important, voi ați făcut în clasa 4, că pentru a aduna sau a scade două fracții ordinare, trebuie să aibă numitorul comun. În urma operației de amplificare, vom găsi fracții ce trebuie scăduse la același numitor comun. Deci, tot amplificări sau simplificări de fracții vom face. Da? Alte întrebări aveți? Nu. Vom trece la fișa 1 și vom rezolva exercițiile din fișa.